Bună dimineața și bun găsit la știri! În Republica Moldova ar putea fi create instanțe specializate pentru dosarele de rezonanță sau pentru cele ce sunt tergiversate, nejustificat și intenționat. Asta cere președintele Maia Sandu membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, cărora le-a dat la dispoziție o lună pentru a veni cu o soluție în acest sens. Din cauza că examinarea dosarelor durează prea mult timp, nu pot fi confiscați nici banii care stau cu anii sub sechestru. Subiectul a fost discutat la Consiliul Suprem de Securitate convocat de șeful statului. Stau 7 miliarde de lei pe cont sau bani sechestrați, dar din cauza tergiversării de către judecători a examinării cazurilor transmise de către procuratură în judecată, acești 7 miliarde de lei nu ajung în bugetul de stat și respectiv nu pot să fie folosiți pentru necesitățile cetățenilor. Pe de o parte am cerut să se vină cu o propunere de consolidare a capacității arbiului în cadrul CNA, dar evident că cea mai mare întrebare este la instanțele de judecată. Instrumente sunt, ele trebuie folosite și instanțele de judecată trebuie să se apuce de lucru. Maia Sandu a cerut creșterea vitezei de examinare a dosarelor, dar și sancționarea judecătorilor care tergiversează intenționat anumite cauze. Procurorul General a prezentat raport pe mai multe dosare care au fost finalizate și transmise în instanțele de judecată, iar din instanța de judecată n-am mai auzit nimic, nu s-a mai întâmplat nimic și aici am cerut CSM-ului să vină cu o soluție pentru dosarele de corupție mare, indiferent dacă asta înseamnă crearea unei instanțe specializate sau unor complete specializate, așteptăm această soluție până la sfârșitul acestei luni. În Europa, prețul gazului a crescut cu 30% până la 2870 de euro pentru 1000 de metri cubi. Scumpirea s-a produs după ce Rusia a anunțat că a oprit pe un termen nedeterminat livrările prin gazoductul Nord Stream. Compania rusă Gazprom urma să reia sâmbătă furnizarea gazului prin conducta Nord Stream, cea care face legătura între Rusia și Germania prin Marea Baltică. Furnizorul rus a anunțat însă că reluarea livrărilor nu a fost posibilă din cauza unor scurgeri de ulei apărute în timpul lucrărilor de întreținere a sistemului tehnologic de la singura stație de comprimare aflată încă în funcțiune. Gazprom a făcut anunțul după ce principalele țări industrializate din grupul G7 și-au exprimat intenția de a impune din decembrie un plafon global la prețul produselor petroliere importate din Rusia. Uniunea Europeană depune eforturi pentru a-și umple depozitele cu gaz până la venirea iernii, în condițiile în care Rusia ar putea stopa complet livrările ca răspuns la sancțiunile la care a fost supusă din partea țărilor blocului comunitar. Bolile de inimă și cancerul au fost principalele cauze ale deceselor în 2021 în Republica Moldova. Noul coronavirus a contribuit și el la agravarea afecțiunilor cronice și a făcut multe victime. Colega mea, Daniela Foc, și-a studiat statisticile și vine cu detalii. Bun găsit! În 2021, aproape 57% dintre decese s-au datorat bolilor de inimă. Peste 24.000 de basarabeni și-au pierdut viața din cauza afecțiunilor cardiace sau ale aparatului circulator. Și cancerul a luat multe vieți. Aproape 15% dintre decese s-au datorat tumorilor maligne, adică peste 5.700 de persoane. Urmează în top bolile cronice ale aparatului digestiv, cu peste 8% dintre decese. Bolile aparatului respirator cu aproape 5% și diabetul zaharat cu 1,2%. Autoritățile susțin că 90% dintre decesele asociate cu COVID-19 au fost la pacienții ce aveau cel puțin una dintre aceste boli. Rata mortalității în 2021 a fost de 17,4 decedați la 1000 de persoane.
cu 12% mai mult decât în 2020. Statistica ne arată că speranța de viață în Republica Moldova este în descreștere. În 2021 a fost de 69,1 ani, cu 0,7 ani mai puțin în comparație cu anul precedent. Conform ultimelor date ale OMS, publicate în 2020, Republica Moldova se află pe locul 95 în clasamentul mondial privind speranța de viață și la coada țărilor de pe continentul european. După o pauză de jumătate de an, una dintre cele mai mari companii aeriene low cost din Europa și redeschide baza de la Chișinău pentru a opera curse pe 15 destinații europene. În listă nu se regăsește aeroportul București, deoarece, potrivit operatorului, destinația nu ar fi foarte solicitată. De pe aeroportul Chișinău sunt disponibile zboruri directe spre Barcelona, Berlin, Paris, Bruxelles, Dortmund, Eindhoven, Memmingen, Hamburg, Larnaca, Liverpool, Praga, Torino, Veneția, Viena și Verona. La fel va crește cu 3 zboruri săptămânale frecvența rutelor spre Bergamo, Bolonia și Londra. Operatorul anunță că doritorii pot deja să-și cumpere bilete de zbor pentru aceste rute. We have been flying to Moldova and to Chișinău for a long time now, since 2013. And carried actually over 3 million passengers since the start. We will now continue to connect the city to 21 routes in 11 countries, and this makes us actually the largest airline in Chișinău with more than 30% market share. Pe 24 februarie, odată cu războiul provocat de Rusia în Ucraina, operatorul aerian și-a suspendat toate operațiunile de zbor din Republica Moldova. Cel mai aproape acesta a operat zborul către țările europene din Iași, România. Ministrul de Externe Nicu Popescu și cel al Agriculturii Vladimir Bolea vor merge luna viitoare în Egipt. Oficialii se vor întâlni cu omologii lor egipteni pentru a negocia acordul de liber schimb în domeniul comerțului. La mijlocul lunii august, Moscova a impus embargo pentru fructele și legumele moldovenești, producătorii de mere fiind cei mai afectați. Aproape 95% din merele autohtone se exportau până acum pe piața rusă. Potrivit reprezentanților asociațiilor de profil din Republica Moldova, piața egipteană ar fi o alternativă pentru merele moldovenești. Ne întâlnim cu ministrul de externe și cu ministrul agriculturii Egiptului pentru următoarea rundă, sperăm să fie ultima sau penultima măcar, pentru semnarea acordului de liber schimb cu Egiptul, ceea ce ne va permite să diversificăm foarte mult piețele pentru vânzarea produselor de calitate foarte înaltă, pe care le avem noi în Republica Moldova. Parcul urban de autobuze din Chișinău a fost completat cu încă 87 de unități de transport. Vehiculele au fost puse în circulație pe liniile ce fac legătură între capitală și cele 35 de suburbii. Autobuzele au costat 315 milioane de lei, bani alocați din bugetul municipal. Mijloacele de transport sunt dotate cu aer condiționat și platformă retractabilă. Parcul urban de autobuze are în gestiune peste 200 de vehicule. În acest an urmează să se facă și alte achiziții în sumă totală de 60 de milioane de lei. A luat foc un depozit cu bunuri de uz casnic păstrate într-o ogradă pe teritoriul pieței centrale din Chișinău. 10 de pompieri au intervenit ieri pentru a stinge incendiul. Focul a distrus peste 1000 de metri pătrați dintr-un depozit. Din fericire, nu au fost raportate victime. Pompierii au fost alertați la ora 15:30. Peste 30 de pompieri și salvatori cu 9 autospeciale au intervenit la depozitul în flăcări. Am văzut cu ușa fum din de acolo de sus. Fum ieșe tare mare. Dar s-au auzit ceva? Da, acolo niște șipere buhnit, dar restul nu s-au auzit nimic. Au venit pompieri repede și au stâns. Pe stradă mergem și am auzit că acolo în carne se vinde în salon acolo. A spus că e un incendiu foarte mare. Suntem obișnuiți. Moldova poate de se întâmple de tot. Focul a fost stins după aproape 40 de minute.
Ajunși la destinație, pompierii au stabilit că arde o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați. E vorba de un depozit de păstrare a bunurilor materiale, inclusiv o gradă gospodărească. Deocamdată este prematur să ne referim la prejudicii materiale. Urmează ca pompierii să lichideze final acest incendiu. Pompierii au precizat că nu au fost raportate victime, iar cauza incendiului urmează a fi stabilită. Atât pentru această oră, ne revedem la 9. Temperaturile încep să crească ușor în cea mai mare parte a României, dar rămân sub normalul perioadei. Pe timpul nopții, cerul va avea norări temporare și izolată va ploua slab, îndeosebi în zona montană, dar și în extremitatea de sud-est. Temperatura maximă în București se va situa în jurul valorii de 24 de grade. Cu un grad Celsius mai mult va indica mercurul la Oradea și Craiova. Continuăm cu Timișoara, unde vor fi 27 de grade, la Cluj și Sibiu se vor înregistra 23, în timp ce la Iași și la Brașov câte 21 și respectiv 20 de grade. Cer parțial acoperit de nori se menține și astăzi la Chișinău, cu 21 de grade Celsius pe timp de zi, cu un grad mai puțin se va înregistra la Bălți, iar la Cahul valorile termice vor urca până la maximum 23 de grade. În următoarele zile, vremea se va încălzi ușor în unele regiuni. Bună dimineața! Și bine v-am regăsit în cea de-a doua oră a emisiunii noastre. Suntem pe TVR Moldova, TVR 3 și pe pagina noastră de Facebook. Acolo ne urmăriți și tot acolo aveți ocazia să câștigați o invitație la concertul lui Bogdan Simion, cobzarul din România, care va da un concert la Chișinău cu ocazia deschiderii stagiunii Teatrului Național Eugen Ionescu, așa că toate detaliile le găsiți acolo. Da, foc la ghete, participați! Și apropo, în această oră o să discutăm despre nutriție, despre un mod sănătos de viață, cum ar veni. Eu mai știam, mai citeam că mai practică lumea să mănânce dimineața un smoothie, știi, din ăsta verde cu tot felul de minerale, un mix de nutrienți și așa, dar cred că mai multe o să ne spună medicul nutriționist Sergiu Munteanu. Da, și o să noi... ne spună cum ne pregătim corpul pentru toamnă. Da, și asta, pentru că e o diferență și dieta, mă rog, aflăm. Suntem în data de 6 septembrie, o dată cu multe evenimente istorice despre care o să ne vorbească în clipele ce urmează Ion Raelian. Bună dimineața, te ascultăm, Ion. Bine v-am găsit, dragi telematinali! Este momentul să aflați ce s-a mai întâmplat pe data de 6 septembrie în istorie, așadar să începem. Să vedem ce evenimente importante au avut loc pe 6 septembrie. În anul 1940, regele Carol al II-lea a renunțat la tron în favoarea fiului său Mihai, pe atunci în vârstă de doar 19 ani. Ultimul suveran al României a depus jurământul de credință față de națiune și astfel a început cea de-a doua domnie a regelui Mihai I. În anul 1456, Vlad Țepeș, domn al Țării Românești, a încheiat un tratat cu negustorii din Brașov și Țara Bârsei. Se stabilea că în cazul în care va fi nevoit să-și părăsească țara din cauza năvălirii turcilor sau a altor dușmani, voievodul să fie primit de brașoveni. Acum 159 de ani, la Londra a intrat în funcțiune prima linie de metrou din lume, cu o lungime de 6,3 km. Tracțiunea era dusă de o mașină cu aburi. Metroul londonez este un element cheie al sistemului de transport public din capitala Marii Britanii, dar și un adevărat monument istoric. Pe această dată s-a născut poetul român Vasile Barbu, redactor șef al buletinului Cumpăna din Uzdin și fondatorul Festivalului Internațional de Poezie Drumuri de Spice din Banatul Sârbesc.
se împlinesc 99 de ani de la nașterea scriitoarei Mioara Cremine. A lansat în țară, după 5 ani de interdicție, mai multe volume de versuri și un roman care a obținut premiul Uniunii Scriitorilor Români. În Franța a realizat scenarii, filme de artă și telefilme, dintre care se numără Metropoeme, premiat la festivalul de la Cannes. Îi spunem la mulți ani interpretului englez Max George. Deși a fost inițial fotbalist și urma să joace pentru un club britanic profesionist, a ales o carieră în muzică unde s-a bucurat de succes. A făcut parte din câteva trupe, însă a avut priză la public și în calitate de artist solo. Iată câteva modele demne de urmat de către fiecare dintre noi. Indiferent de interdicție și obstacole, nimic nu este imposibil dacă există suficientă voință. Atât pentru astăzi, să aveți o zi reușită! Ion, îți mulțumim mult! Hei, și așa cum toamna înlocuim hainele foarte subțiri cu unele mai groase și dieta zilnică trebuie schimbată odată cu răcirea vremii. Așadar, Mihaela, ce mâncăm pentru această toamnă? Eu n-aș putea să spun, dar noroc de medicul nutriționist Sergiu Munteanu, care se află în această dimineață alături de noi și ne va spune cum ne schimbăm dieta și ce produse poate ar trebui să includem în dieta de toamnă. Bună dimineața! Bună dimineața! Vedeți care esența? Au venit sezonul legumelor, mai ales legumelor și a fructelor. De ce noi avem perioadă ca să acumulăm tot ce este cel mai bun în ele. Ele sunt proaspete, ele sunt de sezon, ele sunt autohtone. Deci în anume în perioada aceasta conțin maximum de vitamine, minerale ușor asimilabile, antioxidanți, ca noi să ne facem rezervă. Mulți ziceau, adică înainte se zicea că vitamina C, adică nu putem să facem rezervă, dar acum s-a mai demonstrat că chiar și vitamina C, acidul ascorbic, numai nu sub formă de acid ascorbic, dar sărul acidul ascorbic, organismul poate face totuși rezerve. De aceea trebuie din maxim să ne bucurăm de aceste legume și fructe sezoniere proaspete. Așa, și cu fructele, pentru că fructele pot conține cumva, conțin zahăr și ar fi discutabil, da? Dar legumele în ce formă le consumăm? Crude sau pregătite, termic, sau nu contează? În orice formă. Vă dăm un singur exemplu. Dacă e forma proaspătă, clar că conține foarte multe vitamine din grupul B și vitamina C. Dacă le-am prelucrat termic, puțin, adică le-am încălzit, vitamina C clar că dispare, dar antioxidanții, de exemplu, licopenul, beta-carotenul, se absorbe de 10 ori mai bine din legumă care este prelucrată termic. Deci ori în formă proaspătă, ori în formă prelucrată termic, sunt beneficiile acestor legume. Deci le trebuie consumate. Dar principalul beneficiu, fibrele acestea alimentare care servesc sursă pentru bacteriile noastre intestinale, pentru microflora, ei rămâne ori proaspăt, ori prelucrat termic, cam într-o aceeași cantitate. Deci nu se pierde nimic. Așa e făcută natura. Dar ce se întâmplă dacă noi oamenii nu respectăm o alimentație sănătoasă? Nu, ce se întâmplă? Cu zi cu zi, când noi nu respectăm, se acumulează aceste probleme. Adică puțin n-am primit suficiente vitamine, n-am primit suficiente minerale. Înseamnă că ce? O suferit puțin sistemul nervos, o suferit puțin oasele, adică calciu n-am primit suficient, n-am primit suficient iod, o suferit glanda tiroidă. Adică, dar clar că asta nu e de azi pe mâine. Asta temporar, treptat, dacă nu, plus dacă consumăm foarte multe grăsimi saturate, să începe a adăuga kilogramele, să începe procesul de ateroscleroză, de obturarea vaselor de către grăsimile, plăcile acestea aterosclerotice, care cu timpul va apărea că ba acolo doare, ba acolo e obturat vasul și nu circulă sânge, apar problemele cardiace, problemele circulatorii care sunt primele cauze de deces la noi în Republica Moldova. Deci totul cu timpul se acumulează. Clar că dacă nu respectăm modul sănătos de viață și am hotărât că într-o zi noi începem, adică să facem sport, să ne alimentăm sănătos, poate de recuperat ceea ce am făcut. Asta e bine, așa e creat organismul, că el se poate recupera. Dar dacă nu respectăm și mergem tot așa înainte, clar că calitatea și cantitatea vieții se va micșora. Dar apropo că acest sezon de toamnă vine și cu mai multe răceli la pachet și probabil ar trebui să ne avem grijă de sistemul nostru imunitar, da? Ce ar trebui să mai facem pe lângă consumul de fructe, legume și așa? Sport, suplimente? Sport, somn,
câteodată suplimente. Da, aveți în vedere anume în privința zincului, aș spune că da, trebuie periodic de luat zinc, numai fără exces. Că când era perioada COVID-ului, toți știau că ca să nu se îmbolnăvească de COVID, da, da, să luăm zinc și cât mai numai mult. Numai că luau prea mult, nu? Foarte mult luau, adică doza zilnică de zinc este 10 mg, dar alții luau 25, 50, chiar 70 de miligrame. Ce se întâmplă dacă iei doza excesivă de zinc timp de o lună? Se întâmplă aceea că în organism apare o stare asemănătoare cu diabet zaharat de tip 2. Deoarece zincul este eliminat de pancreas și excesul de zinc distruge foarte mult celulele care elimină insulina. Și la persoane apare o situație când zahărul este foarte fluctuent, era foarte mare și începe a afecta. De aceea nu trebuie, la noi la moldoveni așa, ori deloc, ori prea mult. Trebuie normă de luat și din înțeles. Plus, dacă nu sunt semne de deficiență de zinc, nu este nevoie de luat zincul. Mai ales în perioada de toamnă. Dormiți, mișcați-vă, alimentați-vă corect și totul va fi bine. Ați spus de normă și norma aceasta diferă de la om la om. Cum omul să-și studieze organismul și să înțeleagă că cantitatea asta este benefică pentru el, inclusiv și la alimentație și la multe alte alimente care sunt... Să asculte organismul. Organismul întotdeauna vă dă semne. Ca să înțelegeți, organismul nostru e evoluat foarte mult. El a trecut prin foarte multe situații, și prin foamete, și prin exces. De ce? De ce nu trebuie să-l ascultăm? Când apar de acum semne, chiar luăm cel mai bun produs, nu știu acolo, brocoli, da, mâncăm în exces brocoli, acesta el va da semne că de acum balonare, diaree, probleme stomacale și intestinale. Înseamnă gata. Trebuie de mai limitat. Nu există un super produs care voi să-l luați și să ajute pentru tot. Nu există așa ceva. Din fiecare grupă de produse, organismul este învățat să-și iei câte ceva important ce are produsul dat. Și iarăși ascultăm organismul. El întotdeauna va da semne. El e foarte deșteapt. Principal să nu încurcăm. Noi așa se primește că noi câteodată încurcăm, în exces luăm. Da, papilele gustative uneori să cam... Joacă festa, papilele da. Gustative pot fi duse în eroare, deoarece da. În alimente sunt diferite euri, aditivi, care duc în eroare senzația noastră gustativă. Și vrem să simțim cât mai des această senzație, care este dăunătoare. Da, adictiv, da. Adică deprinderea aceasta, de exemplu, combinația de grăsimi saturate, adică uleiul de palmier cu zahăr, ne provoacă o deprindere mai puternică decât cocaină, adică unele droguri. Da. Deci noi tot mai mult și mai mult dorim să consumăm produsele acestea. Plus, producătorii susțin chestia dată. Adică, de exemplu, în pâine îi pun 2 grame de sare la 100 de grame de pâine. Și când s-a ridicat întrebarea că e prea multă sare, eu spus că altfel pâinea nu se vinde în cantitățile acestea, că sărățelul în combinație iarăși cu zahărul din făină, iarăși ne provoacă dependență. Deci, iarăși, producătorii nu mă susțin intenția noastră de a mânca mai mult. Domnule Munteanu, foarte pe scurt, pe finalul discuției noastre, citeam un studiu, da, potrivit căruia aproape jumătatea din decesele cauzate de cancer la nivel mondial sunt din cauza stilului de viață incorrect, fumat, alcool și tot așa. Acum, care ar fi recomandările dumneavoastră? Ca să înțelegeți, dacă mănânci socotea că durata vieții depinde 50% de genetică, 50% de ce a spus dumneavoastră, acum s-a demonstrat că genetica numai 25%, 75% depinde de modul nostru de viață, de deprinderile noastre. Deci este important noi să atragem atenția la așa ceva. Că chiar dacă în genetică ceva este defectuos, noi prin modul său de viață putem prelungi și calitatea și cantitatea vieții. Foarte curios. Mulțumim. Fumatul, cât de mult influențează asupra organismului? Este foarte dăunător, deoarece dacă am în este alimente... Este pe primul loc considerat. Da, pe primul loc, deoarece cum am spus, în alimente, orice aliment, chiar dacă are o problemă, el, ca să nimerească în tot organismul, trece prin ficat. Și ficatul verifică. Se ducă mai departe substanța aceasta sau nu? Ca un filtru. Ca un filtru. Uh-huh. La fumat nu există. Tot ce a intrat prin plămâni, deodată nimerește în tot patul sanguin, în tot organismul. De ce și el este periculos? De ce și el este prima cauză de cancer, de trahee, de bronhi și de plămâni. Și știți, nu odată v-ați confruntat cât cu aceste situații în care oamenii nu știu cum să scape de fumat. Unii zic că e nevoie de o strategie, alții zic că pur și simplu zici că nu și gata. Foarte greu de scăpat, deoarece sunt foarte multe substanțe. Dacă era numai nicotina, era o singură problemă, dar atunci, în timpul fumatului, apar peste 600 de substanțe diferite, la care este și deprinderea fizică, deprinderea fiziologică, de cum a contrat substanțele acestea în metabolismul organismului. De ce e foarte greu? Este un
niște măsuri complexe trebuie luate ca să scape anume de fumat. Mm-hmm. Cei de la om, diferă sau totuși eu? Diferă, da, mm-hmm. Da, asta diferă, clar că voința, puterea, tăria, da, aceasta, da, că totuși dorești, dar prima întrebare la care trebuie să răspund omul care vrea să lăsă fumatul, ce el este gata să facă, să lăsă. Adică să schimbe ceva în activitatea sa, familia e important, tot să susții foarte mult, acei de la serviciu, că provocările acestea iarăși din nou o să duc, acei că el din nou o să reia procesul de fumare. E foarte complex. Domnul Mintanu, vă mulțumim tare mult pentru această discuție și pentru recomandările cu care ați venit. Foarte utile, o să luăm aminte. Nu avem nicio problemă la capitolul fumat. Da, nu avem. Noi, eu, Mihaela, nu avem treabă cu acest proces. Da, în rest o să luăm aminte de la recomandările domnului Munteanu și luăm aminte și la colega noastră Beti Turculeț, care, iată, a venit și vine în continuare cu horoscopul. Bună dimineața tuturor și bun găsit la horoscop! Nativii din Zodie Berbec trec printr-un moment dificil, în timp ce persoanele născute sub semnul Zodiei Gemeni se bucură de multă energie din partea familiei. Să vedem și alte detalii astrologice. Berbec, se pare că această zi va fi pe placul dumneavoastră. E o zi specială, mai ales că veți petrece timp de calitate alături de familie. Vă veți regăsi în asemenea momente. Taur, aveți multă energie astăzi. Simțiți că puteți muta munții din loc, ceea ce este foarte bine. Tot astăzi veți lua o decizie extrem de importantă pe care ați tot amânat-o. Să trecem la Gemeni. Veți avea numeroase motive să vă bucurați. Veți purta o discuție cu familia puțin mai delicată. Faptul că veți primi acordul acesteia vă va face foarte fericiți. Este o zi bună pentru cei flexibili care iubesc neprevăzutul. Chiar dacă unele situații din viață nu vă sunt pe plac în totalitate, dragi nativi RAC, ar fi bine să vă obișnuiți cu ele, acceptați-le și căutați alte soluții. Cod roșu de pasiune și dragoste pentru nativii Leu? De multă vreme nu ați mai simțit ceea ce simțiți acum. Ați găsit partenerul care să vă înțeleagă și să vă ofere toată dragostea pe care o căutați de mult. Fecioară, sunteți cu capul în nori și visați la multe lucruri care nu prea par a fi realizabile. Ideal ar fi să vă rezumați doar la visurile care pot fi materializate. Veți primi o veste destul de importantă astăzi. Balanță, astrele vă recomandă să rămâneți calm pe tot parcursul zilei. Veți reuși să găsiți rezolvare la toate problemele pe care le aveți. Să trecem la Scorpion. Astăzi este un moment bun să vă schimbați atitudinea față de unele situații stresante. Este mult mai bine să înfruntați cu calm și cu convingerea că veți reuși să treceți dincolo de problemele apărute. Săgetător, sunteți foarte inventivi astăzi. Aveți multe idei de pus în practică, la job, dar și acasă. Este bine să rămâneți flexibil în gândire și să acceptați orice părere. Dragi capricorni, este nevoie de o schimbare de atitudine, atât la job, cât și în viața de familie. Nu trebuie să vă considerați mereu o victimă, doar pentru că ceilalți nu vă împărtășesc dorințele. Astrele au prezis la nativii vărsători că vor fi înconjurați de foarte mulți prieteni. Este posibil să petreacă o seară romantică alături de partener pentru a rezolva anumite probleme pe care le-au avut în această perioadă. Pești, atmosfera de familie este una deosebită. Vă simțiți bine în sânul familiei? Este un moment bun în care să le spuneți celor dragi cât de mult îi iubiți. Horoscopul pentru astăzi a luat sfârșit. Rămâneți cu Telematinal. Mulțumim mult, Betty. Da, ce-i scris în stele nu-i minciună, până la urmă. Ai auzit că vei primi o veste importantă astăzi? Iar n-am fost atentă, zi-mi tu. Veste importantă și tot chiar acum. Da, ia. Este pregătire cupa anuală la fotbal, eveniment organizat de către Hospice Angelus Moldova. Ediția din acest an este una aniversară care a reușit deja să adune 15 echipe de la ambasade, organizații naționale și internaționale. Mai multe amănunte aflăm astăzi de la Cristina Boboc, fundraising și PR manager Fundația Hospice Angelus. Bună dimineața. Bună dimineața. Cum a evoluat acest eveniment de la ediție la ediție, practic, de s-a ajuns până în acest punct? Din moment ce am ajuns la 10-a ediție, este ediție aniversară, înseamnă că a fost
bine pregătit. Am reușit să mobilizăm oameni, echipe, companii care promovează și ei la rândul lor solidaritatea și empatia față de cei care sunt în nevoie. Și respectiv, anul ăsta suntem fericiți să aniversăm a 10-a oară această cupă anuală la fotbal Hospice Angelus Moldova. Vreau doar să zic că pe ultima 100 de metri am înregistrat cea de-a 16-a ediție și suntem foarte fericiți. Deci, într-adevăr, avem... Este un potențial participant la, la eveniment. Da. Noi am vrea să aflăm care au fost rezultatele celor 9 ediții, așa, pe scurt, pentru că noi am văzut câteva fotografii de la acele ediții și am văzut multă lume entuziasmată și cu siguranță rezultatele este unul pe potrivă. La celelalte ediții, la fel, s-au mobilizat destul de multe echipe. De exemplu, anul trecut au fost 12 echipe înregistrate. Anul ăsta avem 16 echipe înregistrate. Deci, pe ultima 100 de metri am mai înregistrat o echipă. Salutăm ambasada Qatarului în Republica Moldova, care a participat și anul trecut și anul ăsta în contextul campionatului anual, campionatului mondial la fotbal din noiembrie. Și ei o să aibă și o cupă specială cu această ocazie, care va fi oferită uneia dintre echipe pentru un cel mai onest joc. Însă, de-a lungul timpului, într-adevăr, am reușit să colectăm acele resurse financiare atât de necesare pentru beneficiarii noștri. Am reușit să promovăm, pe lângă modul sănătos de viață, și o cauză nobilă, o cauză socială, pentru că, având în vedere contextul social-economic de criză, este cam dificil oamenilor să mai facă și caritate pe lângă asta. Dar noi suntem fericiți că ne reușește cumva să ajungem la inimile oamenilor, să adunăm aceste 16 echipe. După ce regulă, apropo, s-au înscris la... Regula de aur. Toată lumea este amatoare. Deci nimeni nu este profesionist. Asta este una dintre cele mai importante reguli. Noi, fiecare echipă o să primească cupă, deci locul 1, 2 și 3 vor fi diplome, la fel, pentru primele 3 locuri. Vor fi medalii? Medalii, da. Asta vor primi participanții inclusiv. Deci, cu ocazia celei de-a 10-a ediție, avem medalii speciale, o medalie de 10, medalie aniversară, care este un simbol unic al acestui eveniment. Deci, fiecare echipă participantă va primi această medalie deosebită. Vom avea cupă pentru cel mai bun goalgetter, cel mai bun jucător și cel mai bun portar și, desigur, premii din partea partenerilor evenimentului nostru. Vă invităm cu mare drag în 10 septembrie, în dimineața evenimentului, să promovăm acest eveniment frumos și să-l facem văzut și auzit tuturor oamenilor. Cum urmează să fie distribuite fondurile bănești? Pentru că ăsta cumva este scopul principal al evenimentului. Vorbim despre sport, despre fotbal, participanții și importantă este cauza evenimentului. Beneficiarii noștri. Acolo sunt direcționați practic toate resursele financiare pe care noi le colectăm în urma evenimentului nostru. În primul rând, vreau să accentuez aici despre Casa Angelus, care este unicul hospice pediatric din Republica Moldova la moment. Aici primesc absolut gratuit servicii de îngrijire paliativă, suport medical, cazare, hrană, igienă și așa mai departe. Deci capacitatea maximă a centrului este de 18 copii. Noi anul ăsta am făcut 5 ani de activitate. Pe durata acestor 5 ani au fost cazați internați 616 copii. Respectiv, mai avem și beneficiari la domiciliu, atât copii cât și adulți. Din adulți sunt circa 2500 de beneficiari, plus aparținătorii acestora, deci familii care la fel au nevoie de suport psihologic, social, etc. Și mai avem și departamentul de stomaterapie, unde la fel sunt consultați, li se eliberează gratuit pungi pentru stomă pentru 1500 de pacienți de pe ambele maluri ale Nistrului. Da. Aici, respectiv, pentru a menține aceste servicii gratuite în continuare, noi organizăm periodic aceste evenimente de colectare de fonduri, aceste campanii sociale și vreau să mulțumesc pe această cale foarte mult tuturor celor care au redirecționat 2% din venit către Hospice Angelus Moldova, pentru că de curând ne-a fost transferată această frumoasă sumă de 75.000 de lei și un pic. Și, într-adevăr, suntem foarte recunoscători tuturor. La fel, resurse financiare care vor fi direcționate în susținerea celor în nevoie, celor cu diagnostic trist. Da, vă mulțumim tare mult pentru ceea ce faceți, privim cu multă recunoștință la munca pe care o depuneți și, în general, inclusiv prin intermediul acestor evenimente și campaniilor sociale, ce mesaj e important să ajungă la cei care ne privesc?
Dacă un mic secret, când venisem la Hospice Angelus Moldova, de fiecare dată încercam să găsesc un slogan potrivit și niciodată nu l-am găsit. Doar că cel mai aproape de inima noastră și cel pe care noi încercăm să-l promovăm pe rețele de socializare, prin intermediul site-ului nostru sau prin intermediul mass media, este că acum nu vine, dar ideea este că este foarte important că atunci gesturile mici ne ajută să alinăm durerile mari. Asta este. La final, când este și unde va fi organizat evenimentul? Evenimentul va avea loc chiar în Chișinău, la Clubul Sportiv Central Dinamo, de pe strada Șciusev 106A. Vă așteptăm în calitate de suporteri a și echipelor amatori, preferate și amatori. Sigur. Tuturor, toți iubitorii de fotbal sunt așteptați. Cei care vor să susțină acest eveniment, să susțină cauza noastră, sunt invitați să facă donații online pe www.hospice.md. Acolo este butonul Donează și se fac donații sigure. Vă mulțumim tare mult pentru prezența în studio și pentru ceea ce faceți. Noi continuăm emisiunea cu un alt subiect. Am vorbit noi despre călătorii și vrem să vă spunem că în această vară numărul turiștilor străini din Grecia l-ar putea depăși pe cel înregistrat în 2019, anul excelent înainte de criza COVID. 33 de milioane, de 3 ori mai mult decât populația țării, arată cifrele oficiale ale autorităților de la Atena. Ei da, ce a atras pe turiști într-un număr atât de mare și care sunt prognozele specialiștilor din turism pentru următorul sezon estival, aflăm în continuare. Turiștii străini s-au încumetat să urce într-un număr mare în fiecare zi din această vară pe stânca care domină capitala Greciei, Atena, în ciuda temperaturilor ridicate. Un lucru bun pentru industria turistică, după o pauză de 2 ani cauzată de pandemia COVID-19. Potrivit cifrelor oficiale, peste 16.000 de oameni au vizitat zilnic în această vară templul antic dedicat zeiței Atena. Un record absolut și nu este vorba doar despre acropole. Potrivit Ministerului Grec al Turismului, în jur de 5 milioane de pasageri au sosit pe cele 14 aeroporturi regionale ale țării în iulie, față de 4,5 milioane de turiști din 2019. De asemenea, se așteaptă ca încasările din turism să ajungă la 20 de miliarde de euro în acest an, față de 18,2 miliarde de euro în 2019. În încercarea de a compensa cei 2 ani de criză și creșterea costurilor pentru energie, prețurile la cazare au fost majorate cu aproximativ 20%, potrivit autorității de statistică din Grecia. De fapt, au crescut atât de mult încât unele locuri populare pentru străini, în special arhipelagul Cicladelor, a devenit inaccesibile pentru greci. Potrivit presei elene, costul unui sejur de o săptămână pentru o familie cu doi copii pe o insulă aflată la mai mult de 7 ore cu barca pe portul Pireu a crescut cu 65% față de 2017. EFSIN, un ziar de stânga, a notat că într-o țară în care salariul minim este de numai 700 de euro brut pe lună, aproape unul din doi angajați nu și-a putut permite să plece în vacanță pe insulele din Marea Egee. Chiar și așa, în ciuda prețurilor, așa numita vară a răzbunării în care turiștii din Europa și SUA s-au grăbit să compenseze cei 2 ani precedenți, s-a văzut din plin și în Paros. În luna iulie, pe insulă a fost înregistrate cu 10% mai multe sosiri cu barca decât în 2019. Peste 165.000 de vizitatori au venit în aceeași lună pe insula care are o populație permanentă de aproximativ 13.000 de persoane. Așadar, anul acesta, Grecia a devenit destinația estivală prin excelență, depășind toate așteptările. În acest sens, conștient de riscul unei dezvoltări necontrolate, guvernul planifică lucrări majore de infrastructură pe insule și pe continent, o mai bună gestionare a deșeurilor și a resurselor de apă, precum și dezvoltarea transportului electric și a energiei regenerabile. Yeah.
Da, și tot anul acesta nu a fost tocmai cel mai reușit pentru fermierii din Republica Moldova. Seceta, scumpirile la motorină și fertilizanți, iar mai nou embargoul impus de Federația Rusă, toate au agravat semnificativ situația. Dar mai multe aflăm de la domnul Vladimir Bolea, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule Bolea, spuneți-ne la nivel de prognoze, da, și pentru recolte, pe culturi, cam care ar fi cifrele și în ce măsură au fost afectate culturile? Foarte diferit. Dacă vorbim despre grâu, o radă medie pe, la nivel de Republica Moldova ar fi în jur de 3 tone și jumătate și dacă luăm în calcul că avem peste 328.000 de hectare semănate, adică practic nu există niciun pericol și nicio problemă la, pentru că vorbim totuși de produsul cel mai important. De securitate exact, alimentară. Securitate alimentară. Porumbul de-abia urmează să fie recoltat. Când va trage linia după ce se va fi recolta, atunci vom ști cât a fost. Dar și iar mai avem ceva de recoltat? Adică cu siguranță, da. Să știți că seceta din acesta n-a fost foarte neuniformă. Adică dacă vorbim despre raioanele din sud, evident că vorbim despre pagube mai mari, în jur de unei agenții economice au și 100% pierdere pentru porumb. Dar în marea majoritate media este 50-60%, dar iarăși, atunci când se va termina recoltarea, atunci vom ști cât a fost. Nordul a avut mai puțin de suferit și au fost două tipuri de agricultori, unii au semenat mai rapid, la începutul primăverii au avut să prindă umezeala din sol care a fost pusă, nu că a fost ceva greșit, a fost bine, dar în schimb perioada de dezvoltare a plantelor au prins seceta din mai și iunie și acel porumb practic a fost compromis. Alții au semănat mai târziu și au prins ploile din iulie și a fost mai bine. Da, și a fost mult mai bine. În plus, cei care au semănat floarea soarelui mai târziu au 100% roadă foarte, foarte bună. Adică, practic, noi vorbim despre o ramură care, din păcate, este extrem de puternic, dependent de condițiile naturale. Și în acest considerent noi avem programe foarte bune gândite, mergem în România, o să revenim din România ca să reducem din impactul naturii asupra agricultorilor. Când vorbim despre pomicultură, știu că ați venit de la AgroTV, evident că atunci vorbim despre plasa anti-gridene, este inclusiv pomicultură, plasa anti-ploaie, îți protejezi culturile, le crește în sere, le faci orice altceva. Când vorbim despre cultura mare, cum ar fi grâu sau porumbul, evident că trebuie să ții cont de fapt unde lucrezi și care este sectorul în care tu lucrezi. Dacă ești în raioane cum e Ștefan Vodă, Căușeni, Basarabeasca, Vulcănești, fără sisteme de irigare, nici nu poți vorbi despre lucru. Este o muncă în zadar, sunt bani introduși, chinui pământul, chinui pe tine și chinui oamenii din prejurul tău. În acest considerent trebuie de avut o abordare extrem și extrem de deșteaptă, spune-și, bazată pe știință. Dar știința asta se numește agronomia. Este știința solului, pământului. Noi trebuie să revenim foarte mult la știința prelucrării solului în Republica Moldova, să schimbăm tehnologiile. Noi am încercat să o facem pe calea noastră, așa, numai că pe drumul care și-a ales agricultura din Republica Moldova nu este nici în fața noastră și nici în spatele nostru nimeni. Și în acest considerent noi trebuie să ne ancorăm în niște realități bazate pe știință, trebuie să vedem ce se întâmplă în zonă, trebuie să ne reamintim știința din perioada sovietică, să luăm harta solurilor, avem un institut care se ocupă de pedologie, avem foarte și foarte multe lucruri de făcut ca agricultorii din Republica Moldova să fie eficienți. Dar cum se descurcă pomicultorii pe fundalul embargoului rusesc? Foarte diferit. Cei care au livezi foarte bune au roadă foarte bună și noi vorbim despre perioada recoltării, au depus în frigidere. În plus, noi trebuie să înțelegem că atunci când tu depinzi 98% de o singură piață, ești extrem de vulnerabil. Din vari motive, ești extrem de vulnerabil. Mai mult ca atât, în jur din anul 2018, Federația Rusă a preîntâmpinat nu numai Moldova, dar toate statele. Ei au plantat un număr impresionant de hectare cu măr. Deci eu nu o să fiu deloc mirat dacă prin 2024-2025 în Republica Moldova se vor importa mere din Federația Rusă. Și noi trebuie să fim pregătiți de acest lucru. Și de acest considerent, eforturile care a început să le facă acum Ministerul Agriculturii împreună cu Ministerul de Externe prin promovarea produselor moldovenești pe alte piețe, trebuiau făcute din 2014, când a fost semnat acordul de asociere. Deci în februarie, anul curent, dependența de piața rusă era 98. Eu n-am nimic împotriva niciunii pieți. Dar când tu depinzi 98% de o singură piață, ești extrem și extrem de vulnerabil. Măcar din considerentul că ei singuri au merile lor.
Deci intrați în orice supermarket din Republica Moldova și să vedeți sucuri de măr aduse deja din Federația Rusă, produse în Federația Rusă, produse în Ucraina. Adică, practic, există așa un proces de uniformizare a proceselor care îl produce. Noi trebuie să avem acum o abordare extrem și extrem de atentă ce producem, ce se va întâmpla în viitor. În acest considerent, Ministerul Agriculturii va avea pe interior un proces foarte puternic de reformare, pentru că avem unele direcții, unii secretari de stat care își fac munca, muncesc, ministerul în sine, dar noi trebuie să constituim direcții noi, servicii noi în cadrul ministerului de analiza pieții, noi trebuie să venim cu politici axate pe niște studii regionale, inclusiv și globale, pentru că nu știu de ce în Republica Moldova se considera că noi trăim într-o lume a noastră, planeta Moldova, ca în cântecul ăla, știți? Noi nu concurăm cu nimeni și când colo ne-am trezit că noi concurăm cu toată lumea, inclusiv producătorii de struguri. Nu contează că tu ești într-un sat îndepărtat, uitat de Dumnezeu, tu cu hectarul tău de viță de vie, cu soiuri tehnici, concurezi cu spanioli, cu italieni, cu toată și lumea. Francezii. Și francezii. Zic că sunt în top. Să știți că francezii sunt mai selectivi un pic. Ei merg pe segment premium, spre mediu, dar mai mult spre premium. Ei și au așa o poziție a lor foarte suspusă. Noi mai mult concurăm totuși cu spanioli, cu țările din America Latină, cei care produc vinuri mai puțin de premium. Așa. Mai este încă o problemă gravă cu care se confruntă fermierii, este creșterea carburanților. Da, prețurilor la diesel. Da, evident, este și o lipsă ca și în zonă, sau? Da, pentru aceasta guvernare a luat două decizii din punctul meu de vedere corecte, sunt măsuri economice și în general măsurile trebuie să luate economice pentru susținere, pentru că activitatea în sine este una economică și măsurile trebuie să luate pe măsură. Unul la mână, în septembrie anul trecut a fost luată decizia de a plafona prețul la motorina standard, care este și folosită de agricultori și adaos comercial pe tot lanțul este 2,62 lei de bănuți. Și a doua este, evident, rambursarea accizii pentru mici și mijlocii. Noi vorbim de 2,95 lei de bănuți la un kilogram. Calculele se fac în tone și în kilograme. La un kilogram de motorină. Și dacă mai luăm în calcul că acolo este 20% și marea majoritate a agricultorilor mari sunt plătitori de TVA care au un rulaj mai mare de 1.200.000, evident că își scoate din prețul de 28 de lei chiar 20% TVA și le-a în cont, după care se mai întorc 2,94 lei și atunci vedem că scade cu vreo 6 lei prețul de la motorină. Nu e asta prețul care îl folosesc agricultorii. De comun acord cu asociațiile de profil, ați reușit să găsiți soluții pentru mai multe probleme din sector? Pe lângă Ministerul Agriculturii, ca noi să fim foarte bine ancorați în realități, au fost create 28 deja. În prima fază erau 27, acum sunt 28 și eu cred că nu ne vom opri. Comitete de consultări. Practic, noi avem, slavă Domnului, un mediu asociativ foarte bun. El nu este foarte productiv pentru că sunt foarte multe lucruri bazate pe niște cutume și niște lucruri care nu sunt realiste. Dar sper că lucrul cu aceste comitete este în ambele sense. Adică el vine și noi, datorită comunicării cu agricultorii, identificăm niște probleme ale lor, după care noi transmitem mesajele noastre și ideile în mod de formare și dezvoltare. Eu cred că ambele părți se îmbogățesc de la aceste întâlniri. Noi știm că în viitorul apropiat aveți o plecare în Egipt? Pe 11 octombrie. Da, ce va fi acolo? Este a doua rundă de discuții, sunt făcute împreună cu Moldova Fruct. Egiptul este o piață fantastică pentru Republica Moldova. Începând cu luna septembrie este un mare deficit de produse, la ei nu cresc merele și noi am putea duce toată gama de mere, pentru că noi avem astăzi în Moldova mere care se pretează numai pentru Federația Rusă, gusturile cumpărătorului și unele care sunt deja obișnuiți cumpărători din Europa. Și Egiptul cam ar fi pentru toată gama. Vorbim de 100 milioane de locuitori care ar avea potențial să cumpere. Să știți că avem acum astăzi colaborări cu partea română, pentru că noi în martie, aprilie și mai s-au vândut peste 8.000 de tone de măr și iarăși românii de peste Prut au cam aceleași preferințe ca și românii din Republica Moldova, consumă merele și mai mășcate și mai mici, nu neapărat calibrate și nu neapărat într-o cutiuță de carton care e pus încă nu știu care cutiuță. Pentru noi mai mult contează mirosul mărului, gust acelui măr, forma lui, avem așa în ADN-ul nostru mărul ăla care îl rupem de pe copac. Noi mai ținem minte cum arată un copac de măr. Pe final, domnule Bule, aveți un mesaj pe care vreți să-l transmiteți fermierilor din Republica Moldova?
Știți, în astfel de situații de criză, că eu vin și din comerț, situația este una extrem de complicată în realitate, în zona noastră. În acest an, ca niciodată, avem un cumul de factori negativi, un cumul de crize și, din păcate, toate se extind și asupra agriculturii. Ca să nu spunem că cele cinci mari crize care este lovit Republica Moldova se reflectă în majoritatea cazurilor în agricultura noastră, pentru că suntem și o ramură a economiei. Dar în ceea ce privește comerțul, întotdeauna e mai bine să-ți pară rău că ai vândut decât când n-ai vândut. Și în acest considerent să fii foarte atent, să studiezi piața foarte bine, să implici în procesul de vânzare, să se constitui nu numai în asociații, dar să continui prin a se asocia în cooperative, pentru că în unirea agricultorilor și însăși în ei este puterea lor de a trece peste toate conflictele și problemele care pot apărea. Da, vă mulțumim mult, să aveți parte de o zi reușită. Mulțumesc și eu pentru invitație. Mihaela, da. Am plăzit de Grecia, că este o destinație turistică. Uh-huh. Nu trebuie să plecăm departe pentru a avea satisfacții deosebite. Și putem merge mai aproape, nu? La Timișoara. Da, Timișoara este unul dintre cele mai importante centre culturale și istorice ale Ardealului și cel mai primitor oraș al Transilvaniei. Fiind totodată un important centru cultural, muzeele și evenimentele organizate aici te vor ține ocupat pentru o bună bucată de vreme. Apropo, Timișoara a fost primul oraș iluminat electric din Europa. Cum a fost posibil acest lucru și ce alte locații te pot surprinde? Ne aflăm în continuare. Timișoara a suferit un proces amplu de modernizare la sfârșitul secolului al XIX-lea, când fostele bastioane și spații militare au fost demolate și înlocuite cu bulevarde și cartiere noi. Așezat de-a lungul râului Bega, acesta este unul dintre cele mai mari orașe din România, un centru important al culturii și o punte de legătură între România și Europa de Vest. Încă de mult orașul este supranumit Mica Viena, ca urmare a vestigiilor istorice și a clădirilor ce datează din secolul XVIII. De-a lungul timpului, Timișoara a inaugurat numeroase premiere. Pe lângă faptul că municipiul e cunoscut ca fiind primul oraș din țară cu tramvai tras de cai, în 1884 înregistrează cea mai importantă premieră, devine primul oraș european iluminat public. Lămpile au fost confecționate la Viena, astfel plimbările pe străduțele orașului de pe Bega au devenit mai sigure și mai plăcute. Tot în Timișoara, în anul 1718, apărea prima școală elementară din cetate, iar în 1728 începea construcția primului canal navigabil din România. Tot la Timișoara, în 1745, a fost deschis primul spital municipal din țară, iar în 1771 a fost editat primul ziar din România. Cea mai veche clădire a orașului este Castelul Huniade, construit în jurul anului 1443, peste ruinele unei construcții medievale. Deși a fost reconstruit de mai multe ori și reamenajat ca să adăpostească fel de fel de instituții, Huniade arată impresionant și este demn de vizitat. Fiind unul dintre cele mai mari centre universitare din țară, Timișoara se bucură de o diversitate culturală autohtonă, pe care poate doar în București o mai găsești. Terasele, piețele, cluburile sunt arhipline și practic nu poți parcurge mai mult de un minut prin centrul orașului fără să găsești un local deschis, fie și în miez de noapte. Timișoara este orașul cu cele mai multe monumente istorice din România, un impresionant număr de 14.500. Mai toate clădirile din centrul urbei sunt considerate monumente istorice. Cu străduțe strâmte și oameni primitori, Timișoara este orașul în care poți petrece o mini-vacanță de neuitat.